tatuarea este păcat, să explice mai bine în alt preasfințitul acest păcat care face ravagii printre tineri. Sigur că este un păcat. Cum să te apuci să faci pe ceea ce ți-a dat Dumnezeu pe pielea ta curată, să faci tot felul de imagini? Unii fac pe Maica Domnului, pe Mântuitorul. Da, uneori e o scuză, dar dacă fac cu crucea, cu... Nu, dar este o blasfemie. Cum să faci pe Maica Domnului pe pielea ta? Icoana nu trebuie să fie pusă pe pielea ta. Nici tatăl tău, nici mama ta. Fotografia este pentru tatăl tău, mama ta, pentru soția ta, nu tatuajul, prin care, iată, chinuiți trupul și pielea modificați pe care a lăsat-o Dumnezeu să fie curată. Nu facem nici cele sfinte, nici cele care sunt de nedorit. Unii fac și chip de diavol pe pielea lor. Nu trebuie să tatuăm nimic. Este o mare greșeală să schimonosim trupul pe care ne l-a dat Dumnezeu curat. Acest adaos este o îndrăzneală vinovată, păcătoasă a noastră.